Fetele și băieții fac împreună multe lucruri plăcute. Dar cel mai plăcut la ceas de seară este umorul atent supravegheat de un profesor, doctor, docent, Mihai Bobonete! Mama mea, mama mea! Bună seara, bună seara, oameni buni! Bună seara și bine ați venit la Pe Bune! O emisiune perfectă din punctul meu de vedere. În seara asta avem doi invitați extraordinari alături de Cosmin și de Costi. O să încep cu Andreea Raicu. Bravo! Și o să mergem în partea asta la Pavel Bartoș. Băi! Andreea, ai mai văzut emisiunea? Știi ce se întâmplă aici? Am văzut, da. M-am amuzat foarte tare. Îmi dă o stare de bună dispoziție teribilă. Vezi că e pericol, vezi că omul gândește foarte mult pe întrebări și are tot felul de explicații la răspunsuri. Nu, mai, nu, nu pune presiune, te rog eu. I-am zis doar ca să știe. Am încredere în el. Am văzut. Da, a venit în echipa mea. Băi, vă urez succes. Doamne ajută. Vouă, dar și lor. Așa să fie, Doamne ajută. În grădină la tine, Cosmin, ai 47 de susținători. Doamne, ce tare. Costi, tu ai 42 aici. Okay. 42 de susținători. Okay. Sunt 90 în total. Trebuie să spun că, de fapt, sunt mult mai mulți, pentru că acasă, în momentul ăsta, la pebune.protv.ro, oamenii de acasă pot juca în timp real cu noi, live, pot răspunde la întrebări. Cu cât răspund mai repede la întrebări, cu atât cumulează puncte, iar punctele astea îi pot ajuta să câștige un premiu care e afișat acum pe site acolo. Auzi, de ce acolo sunt 42 și aici sunt 47? 43. Păi așa s-a nimerit, atenție, ei aleg în ce tabără să fie, adică nu i-am nu pus pune noi. Nimeni. Ei aleg unde vor să stea. Și toți au ales să se uite la spatele Andrei Rai. Nu toți. Dar să știți că se vede mai bine de aici. Bun, băi. S-a stabilit de unde să ne uităm mai bine la Andreea Raicu, că aveam un dubiu. Ce ne-ai pregătit? Până să, ca să nu o dăm în alte alea, să începem emisiunea. Pe bune! Da. Printre străini, un strop de tărie. Elicoptere, prea tare. Aia nu, aia nu. S-a prins, s-a nins alea. Bătrânul și marea, doi în unu. Perfect. Nervi întinși, eroine. Babelele. Babele și întrebarea surpriză. Putem să alegem oricând, vrem noi. Puteți să alegeți orice, bineînțeles. Echipa lui Cosmin are cei mai mulți susținători. Care este domeniul pe care vreți să-l jucați? Stai voi? Puțin, că Andreea și Cosmin, primul Andreea. Dintre ele. Bătrânul și marea. Oh, God. Bătrânul și marea. Ah, băi, ce te reprezintă din toată treaba nu asta? Nu știu, că vedem acum. Bătrânul și marea. Andreea Rai. Nicio legătură, mă. Ai citit-o? Cine? Bătrânul și marea? Eu am citit-o. Da. Ai citit-o? Da. Am citit-o, dar n-are nicio legătură cu întrebarea. Eu mi-aduc aminte, cred că a fost una dintre primele cărți la care am plâns. Da. Eu n-am plâns. Am plâns, jur. Da, bă, e sensibil. Eram sensibil. Așadar, avem în felul următor. În versiunea lui inițială, Papei Marinarul freca o găină pentru a căpăta noroc. Aha. Era un pirat ratat care nu reușea să-și jefuiască nicio corabie. Sau ce? Era un duh care îndeplinea trei dorințe femeilor. Băi, ce complicat. Păi, eu cred că au să încurcat întrebările. Nu, așa sunt. Asta e. Freca o găină pentru a căpăta noroc. Adică... Yeah. Și era vreun trip, ceva? Băi, știi, mai era asta, Aladin freca lampa. Asta s-au gândit freca să... Freca o găină. A frecat o găină. Un pui de gostat, un ceva la un chil jumate. Știi care e treaba? Ce legătură să aibă găina cu marinarul, știi? Visează la găina marinarul. Nu, pentru marinarul. Că visează după soția de acasă. A, și ia găina. Și atunci ia găina. Dar vezi că nu mângâie. Și zice, mă simt ca acasă. O frecă după o perioadă și mănâncă. A, așa. Tu ce zici? Hai că trecem mai departe. Era un pirat ratat care nu reușea să jefuiască nicio corabie. Deci până să-l facă pe el un erou care rezolva. Eu am văzut poze cu Pape Marinaru care ține o timonă. Nu știu dacă știți. Am și eu un tricou. Ține o timonă. Forță. Poți dau Google? Nu, că așa știi cum câștigam toți. Nu, dar poți să dai un răspuns greșit. Dar nu cred că există asta pe Google. Da, asta ar putea fi. Adică un îl văd. Un care îmi deplinea trei dorințe femeilor. Păi stai că ai țări peste B. Nu-l vezi un pirat ratat? Adică inițial au zis, bă, hai să-l facem exact cum e desenul ăla animat. Ea nici nu și-a pus problema că Pope ar putea fi un ratat. Ar putea fi, săracul adică se tot chinuia. Adică după aia au retrogradat și au zis, nu poți nici măcar să jefuiești nicio corabie. Hai să te facem. Nu de a treia.
După păi stai că n-am ajuns la a treia. Acum sunt la partea a treia. Era un duh care îndeplinea trei dorințe femeilor. Nu-l văd, nu-l văd. Păi stai puțin, dacă el... avea femeie. El avea femeie, nu, după aia, adică după aia a ajuns după aia a rămas un papai care stătea și mânca spanacă să fie așa, după care îl bătea tot timbul, bătea, cum îl cheamă? Bluto. Da, ăla mai, nu mai știu. Adică, Bluto. Stai puțin, Bluto. El dacă era un duh care îndeplinea dorințele, mă gândesc că nu retrograda așa. Pe de altă parte, dacă ar fi putut îndeplini trei dorințe femeilor, n-ar fi făcut nimic cu Olive care... Păi și Olive nu se oftica? După a cunoscut-o pe Olive. Nu, sau după aia era cu, nu știu, cu Angelina Jolie. Da. Cu Angelina Jolie, nu cu Olive. Da, da, dar Angelina Jolie nu era în perioada aia. E o versiune inițială a Angelinei Jolie. Da, dar Brad Pitt era copil mic. Stați-mă puțin, că e și ea om, Olive e și ea femeie. Băi, la arătării la copii ei. Știi cum sunt bărbații? Adică, întotdeauna, ok, da, trebuie să fie inteligente, trebuie să fie... Smart. Bă, dar trebuie să fie frumoase. Și un bărbat se va sensibiliza la o femeie frumoasă. Ești rea. Dacă Popei a văzut în Olive, ba da, pentru el a fost frumusețea întruchipată. Hai să spun de ce. Hai să nu fim răi. Hai să spun de ce, pentru că altă femeie nu mai apare în desenul animat. Asta ar însemna că atunci tot să ne uităm doar la Andreea Rai. Nu mi-aduc aminte să mai apară vreo femeie. Avem și noi problemele noastre. Corect, mulțumesc. Hai să ne revenim noi aici. Ce problemă ai? Că nu știu care e răspunsul corect. Eu zic că B. Andreea, apasă o variantă de răspuns. Hai împreună. Hai tu. Hai tu, ia-l pe pirat. Na, hai. Am luat B. Ați luat B, dar acum o să aflați răspunsul corect. Ia uitați-vă acolo. Nu există om pe lume să nu fie auzit de Papei Marinaru și de iubita lui anorexică, Olive Oil. Apărut ca personaj de bandă desenată în 1929, Marinarul cu pipă multifuncțională trebuia să fie doar un personaj episodic. Dar fanii l-au cerut înapoi. Pur și simplu li s-a părut că Papei merită mai mult decât să fie împușcat și să-și revină apoi frecând capul unei găini aducătoare de noroc. Nu cred, mă, nu cred. Publicul de vină. Vezi? Mie mi-au plăcut desenele. Băi, până una alta. Dar de unde ai văzut prima variantă? Poftim? Unde ai văzut prima variantă? N-am văzut-o, dar știu istoricul lui Popei. A, bravo. Pavel și Costi, unde mergem? Da. Unde mergem? Mergem printre străini. Da. Oh my God, bun, printre străini. Mergem în comunitățile românești. Printre străini. Ia să vedem. Atenție, printre străini. Un slovac a fost arestat în 2010 de trupele speciale din Irlanda pentru că autoritățile slovace i-au pus explozibili în bagaj la plecarea din țară, elibera pisici suspecte prin Dublin... Și, evident, actele lui erau eliberate în 2020. Cum, mă, în 2020? Da, toate, da, toate sunt frumoase. Da, da, toate sunt frumoase. Prima asta cu autoritățile sunt au pus explozibile. Da, asta e mult prea credibilă. Nu, asta care chiar au? Pare. Da, de ce să-i pună autoritățile explozibile? I-au făcut o farsă. Păi, nu, mă, că lumă, băi, sunt, băi, ce se întâmplă, fraților? I-au pus, ai lui, mă, ai lui, i-au pus. De ce să faci asta? Exact după ce a trecut de ăla... Mai era un băiat care este ia și asta să le zic. Da, da, asta nu e a mea, da. Nu e a mea asta, lasă, ia. Da. Ia-o cu tine, că mă așteaptă o mătușă de-a mea să-i dai ălea. Zacuscă, da, 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 exact. Prafurile. Când a aterizat, erau toți, elicoptere, mașini. Da, nici el nu știa, le făcea cu mâna așa, el nu știa că e... E frumoasă și asta, da. Acum avem un problem, că toate sunt drăguțe, ai dreptate. Bine, oricum slovacul avea o problemă. Bă, asta deci, care a putut să aibă o bombă în bagaj, da, știi? Da. Pusă tot de ei. Dar ia uita ce se întâmplă la B. Elibera pisici suspecte. Ce? Păi, ideea e că îl urmăreau. Și la un moment dat a apărut discuția asta la secție. Bă, e slovacul ăla la numărul 10, pe strada... care? Dublin. Că... Dă, pe seara după 9, dă drumul la pisici și sunt suspecte rău de tot. Da. Ia, spune mie cum arată o pisică suspectă. Ia, cum arată ora... în viziunea ta? Dimineața, băi, la 5 dimineața, mor de beat. Știi cum? Eu o văd. E prietenoasă, e prietenoasă. Așa. Are ochelari de soare. Și este noaptea. Are ochelari de soare și fumează noaptea. Și un trabuc, da, știi? Bă, e ceva ciudat acolo. Da. Și ceva de la nevasta vecinului. Și are și o zgardă cu ceva pachetel. Sau? Știi? Cu explozibil. Sau mai poate să facă ceva. Nu. O pisică suspectă, dacă vede un om îmbrăcat în negru, face trei pași înapoi. Asta eu, ar fi... eu am altă teorie. E... Păi am altă teorie. Suspecte. Una e, bă, elibera pisici. Da, deci înseamnă că cineva îl observa. Pisica suspectă, din ce spune mitologia greacă, este pisica care nu toarce, ci aia care chiuie. Zgârie rău. A, care chiuie. Bravo. A, deci vine, bravo, de la, vine de la chef. Nu știu dacă v-a ajutat. Da, de unde le elibera? Un pahar cu apă pentru din camera lui de hotel. De unde le elibera? Din camera lui de hotel. De la pușcărie, că erau foarte multe închise, cu 3-4 ani pentru viol. Deci fii atent, îți spun eu cum e la povestea. La șoareci.
Și câte pisici se elibereze să deranjeze și de unde le-ai eliberat? Au fost eliberate 23 de pisici între 2010-2020. Ca să fie pisici. Câteva. Exact. Dar poate erau chestii de cercetare, de orientare turistică. Și asta și se zice, poate. Și zice, băi, hai, cum zice, mă duc la campionatul mondial de pisici, pisici suspecte. Pavel, vi se bem o bere? Da, unde? De. Și se dea numărul localului acolo, numele din El Slovacia. El nu mergea cu... Bă, am ajuns, nu văd. Bă, ai trecut de pisică? Da. Care pisică, mă, că sunt două. Da, aia suspectă. De normal. Știi să lega. Așa. Ceu. Deci voi ziceți că ceu ar fi. Ceu. Actele lui erau eliberate în 2020. E posibil să fie o greșeală în calculator. Dar știi care e toată faza? Nu înțeleg de ce trupele speciale, chiar dacă actele lui erau eliberate în 2020. Da, mă, a venit din viitor. Nu că trupele speciale. Pe cum adică? Nu, stai puțin. Dacă trupele speciale implică ceva. Dacă te duci cu un act fals și vrei să treci vama... Nu mai stă vame și să zică, domnule, e o greșeală. Dă prin cască și vină ăștia toți frumos, cu pistoalele, pafte, ia, nu asta te... Asta pot să spun garantat, pentru că mi-a expirat buletinul și tot s-a întâmplat treaba asta. Deci da, m-au prins, când m-au prins cu deci buletinul, n-ai eliberat. Expirat trupe, frate. Serios? Așa ți s-a întâmplat? Nu, mă, nu exagerează. Erai tu acolo, în 23, baricadă, puse dana pe jos. Jos, stai, domnule, ce ai, buletinul expirat, frate. Hai, luați o variantă, să vedem. Bun, hai. Tu vrei A? Nu știu de ce. E dementă. Gata. Deși era B. Cu pisici suspecte. Bun, cum ziceam. Hai să facem puțină liniște să vedem care era răspunsul corect. Ia. În ianuarie 2010, un cetățean slovac tocmai se întorcea în Dublin dintr-un concediu în țara natală. Din păcate pentru el, autoritățile de pe aeroportul slovac făceau un exercițiu de testare a câinilor polițiști și au plasat 90 de grame de explozibil într-un bagaj ales la întâmplare. Câinii și-au făcut treaba, dar oamenii au uitat să mai și scoată explozibilul, iar călătorul a fost arestat apoi de irlandezi. Bine, că ulterior partea slovacă și-a recunoscut greșeala, iar situația a fost, să zicem, dezamorsată. Bă, tu înțelegi ce s-a întâmplat acolo? Ai înțeles ce s-a întâmplat acolo? Deci făceau greșit autoritățile. Da, ăla nici n-a știut. Deci bagajul a trecut, ăia era acolo, a dat prin cască, pune-i lui domnul... Nici nu l-au prins pe ăsta. Lui domnul Grăsus, pune-i bomba, i-au pus-o. Bă, l-au prins. Bă, voi așa a făcut treaba și a zis, câte bombe am adunat înapoi? 9, câte erau? 10. Nu prea e amuzant așa, adică nu, dacă... Nu, nu, păi că i-au smuls unghiile, i-au scos ochii, că el nu recunoștea, dar el nu știa. Da. El plângea și... Nu știu nimica! Nu știu! Ăștia să zică, bă, ce bine a antrenat e ăsta! Nu știu! Nu știu, doamne, nimic! Hai, lăsați-ne să vă prindem din urmă, vă rog eu mult de tot. Prindeți-i din urmă, alegeți un domeniu. Ia, hai, Andreea, prinde-mă din urmă. Hai cu nervi întinși. Hai, nervi întinși. Nervi întinși. Deși sunt sigur că Natanticu ar fi mers pe prea tare. Întrebarea. În momente de... Cât de bună asta! Yeah. Excelentă! Yeah. Atenție, băi, e foarte bună. În momente de... Hai, mă, nu, ne omori, dar zi-ne. E foarte bună, mă, trebuie să vedeți variantele de răspuns. Păi zile odată. Păi zile! Și când am tras voi să vă rog durat. A, tu vrei să fim cu nervii în timp? Hai, vrei să ne împinzi nervii? Zamfira și Velica au intrat în istoria românilor ca vițicile care au salvat cetatea Sucevei. S-au ridicat în două picioare. Stătea pe uger. Mu cu picioarele de față. Te rog eu, să nu mă lovești. El a apăsat tau, mă. Să vină Pălinca la mine. Tu te ocupi de slan. Când întâlnesc o furnică beată, tot mai mulți câini dărâmă televizoare cu rezoluție 4K. În genunchi! Hai, aici, mă pun aici sub birou în genunchi, dacă să nu ne vadă nimic. Nu, nu sub birou, nu, să vadă toată lumea, că cine știe ce-și imaginează după aia oamenii. Ia să vedem. Dar asta înseamnă că presupui că el e... Nu, dar nu e bună direcția. Nu e bună direcția. Invers. Era nicio problemă. Și mai repede, mai repede, mai repede. Ți-a trebuit eroină. Dar m-am gândit la Wonder Woman, la alte chestii. Știi la ce s-a gândit el? El o avea în față pe Andreea, știi, și a zis eroină. În momentele de maximă nervozitate, Winston Churchill obișnuia să deschidă fereastra biroului și să certe trecătorii care fac gălăgie. Că fac. B. Să-și arunce dantura prin încăpere. Și C. Să ordone unui subaltern să dea cu punul în birou în locul lui. Băi, ești nebun. Aveți carne aici, nene. Hai să vedem. Deci era nervos omul. Era, nu mai știa ce să facă, ce decizii să ia. Deschidea larg geamul, fereastra. Dacă nu știa să mediteze, firar să fie. Nu știa și vedea, treceau oamenii cu lapte. E frumoasă rău de da, tot. Da, mă, stai seama cum erau oamenii așa. E frumoasă opțiunea asta. Cu deschid geamul omul nervos, deschid geamul și... Ce ai, mă? Ce ai, mă, de trei?
Mergi ce te uiți la mine. Da, da. Mergi pe stradă, te uiți la mine acum. Și de seama să la mine, mă, ziceau, adică... băi, m-a apostrofat. Băi, da, Churchill, adică nu era cine. Exact. Știi? Adică abia aștepta. Și că câte unul, că stau aici am fel de câte. Exact. Eu stau de 4 zile. Tu, mă, eu de 6. Da, da, hai că poate da. Haideți, mă, vă dau ce vreți voi, cam așa. Ce faci când ești nervoasă? Ce? Adică sunt convinsă că nu arunci cu dantura prin casă, dar da, parcă și văd. O și văd pe Andreea că se enervează prin casă, scoate dantura și dă cu ea prin. Da. Dar nu mai pot. Dar cum să-și arunce? Și după ce făcea, o luam murdară de pe acolo, se zicea să o spele, dacă avea, era în ședință. Avea un era prim-ministru, avea cel puțin 8. Păi ce făceau? Îi căutau, da. Stăteau în 4 labe și căutau dinții. Păi nu, eu cred că arunca în cineva. Se ducea naibii toată ședința. Mai e ceul. Adică eu în care un prim-ministru nu vrea să dea cu pumnul el în birou și are tot timpul pe cineva, adică se mușcă, înjură în sinea lui și venea Smith. Da, eu nu cred că ajută asta. Ba da, pentru că și acum, de exemplu, acum la noi semnează altcineva în locul tău. Îmi descarcă, eu acum sunt nervos și zic, Andreea, deci nu mai pot, dă tu și dă ea păi și zic, gata, mă, ce m-am liniștit. Că doar suntem în o echipă. Dar păi ei nu erau într-o echipă. Da. Deci care e varianta? Frumos. Că asta mă întreb și hai să o aflăm, dar trebuie să apăsați voi. Care e varianta? Apăsați voi o variantă din alea 3 și eu vă spun care. Eu cred că este... Eu aș zice A. Ai zice A, nu? Andreea ar zice A. A. Tu ce ai zice? Ce, sigur știți? Știi tu sigur? Nu, 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 nu. Eu m-am mai luat după voi. Știi cum e? Că dacă faci același lucru, primești același rezultat. A apăsat. A apăsat ce, Cosmin? Așa ce? Că vedem acum dacă are dreptate sau nu. Winston Churchill a fost votat de curând cel mai celebru britanic din istorie de către propriul popor. Probabil pentru că a condus Marea Britanie către victorie în al doilea război mondial. Sau pentru că englezii n-au vrut să supere fostul prim-ministru nici după moarte. Mai ales având în vedere că în momentele de nervozitate, Churchill își arunca placa dentară prin încăpere înspre cine nimerea. Dinții zburători sunt expuși astăzi la muzeu pentru a fi admirați de națiunea recunoscătoare. Ce bună e asta, mă, parcă-l văd pe bătrâne. Băi, am exclus B-ul. Da, mă, din start. Nu, nici eu nu mă gândeam la asta. Am exclus B-ul, nici nu m-am uitat la el. Te enervează cineva și zici, nu, mă. Și niște povestioare despre Winston Churchill, care după ce își arunca, vorbea. Și nimeni nu înțelegea ce vorbește, ce spune. Unde, bă? Și își spunea înapoi și n-avea nicio treabă. Știu. Atunci era și mai curat prin Anglia. Nu era ta praf, ta poloare. Ați primit pentru întrebarea asta o lei, adică zero. Eu plec noi jucăm la zero. Nu, mai stați, mă, că aveți timp. Mai sunt multe întrebări? Ca la West. Helicopterul. Ce, helicopter? Doi în unu. Hai să vedem la helicopter. Mai zici în engleză? Helicopter. Da? Mă sperie, când zici că te pricep. Și că se pricepe. Pe păi aceea zice în engleză, helicopter. Helicopter. O să vă citesc întrebarea tot în engleză. Thank you very much. Terapia rotativă, în ghilimele, era folosită în Statele Unite la sfârșitul secolului al XVIII-lea pentru a vindeca ce? Atenție! A. Pentru a vindeca beția prin legarea pacienților de elicea unei mori de vânt. B. Afecțiunile psihice prin învârtirea pe scaune rotative. Sau C. Pentru a vindeca deviațiile sexuale prin rostogolirea în butoaie speciale. Deci totul e centrifugă, ceva... Luăm beția! Acum e clar că se e, dacă deci te ai te leagă de omoară și e clar că nu mai bei. Hai să nu ne mai bei, că era, nu deja. Bei. Uitați-vă, era sfârșitul secolului 18-lea. Și atunci se presupune, bănuiesc acum, hai să o luăm logic la ce se gândeau ei, că beția ce face? Te face să amețești. Zice, a, da, vrei să fii amețit? Ia, bagă-l într-o... gata, mai vrei? Uite, pa, pa, pa. Uite efectul. Dai și afară, dai și nu știu ce, te simți... Te dai jos de acolo, ca bea, dar nu mai consumi. Și asta, cam cât de nebun să fii? Sau cum să considere doctorii, domnule, plecat de acasă, dacă îl învârzi de două ori, își revine. Ia, băi, Pavele, ia rotește-te. Erau începuturile, Bobo. Pavele, ia rotește-te erau puțin. Începuturile. Rotește-te puțin să vedem dacă ești mai bine după ce faci o tură. Dar ce, la nu, mă, dar noi acum... Care de la mă. Ia să vedem. Ia, dacă. Na, hai să vedem. Ia, Bob. Dar asta înseamnă că presupui că el e cu capul. Nu, dar nu e bună direcția. Eu presupun că el e cu capul. Ideea este că nu când ești beat, ci când nu ești beat, pentru că de fapt se... Era invers, ca să regleze. Și mai repede, mai repede. Nicio problemă. Hopa, hopa, Andreea, mai repede. Cum te simți? Ia zi, cum ești acum pe mental? Amețit. Da. Ești bețit și da. Vino mai, vino mai. Așa. Eu aș merge pe ce? Și eu aș merge pe ce? Și eu pe ce?
Și mie mi se pare că e varianta era, corectă. Cred că era perioada în care se căuta aur, se căuta nu știu ce. Și erau comunitățile alea mari în care se întâmplau tot felul de nenorociri. Dar cine stabilea că e o deviație sexuală? Butoaie speciale, asta nu o să înțeleg, butoaie speciale. Una e că te bagă într-un butoi, pur și simplu. Fie de whisky, fie de nu știu ce. De vin. Eu cred că dacă mă întrebați pe mine, fiecare om, pentru fiecare deviație sexuală exista un anumit tip de butoi. Dar uite, cât v-a ajutat Bobo, poate voi v-ați decis. Hai să vedem, hai să luăm o variantă și aflăm. Hai. Să facem un meci frumos și asta e. Și s-a dus? Bun. Am luat de deviații sexuale. Dar, de fapt, răspunsul corect este următorul. Doctorul Benjamin Rush a făcut foarte mult în timpul vieții sale. A fost semnatar al Declarației de Independență, a fost chirurg general al armatei și fondator al Colegiului Dickinson. Dar a avut și activități pe care probabil le-ar șterge din CV. Printre altele, își învârtea pacienții în niște scaune inventate chiar de el, convins că prin învârtire se reduce congestia cerebrală și se pot vindeca bolile mentale. Să arunce prima piatră cine nu s-a învârtit niciodată pe scaunul de la birou când simțea psihicul zdruncinat. Băi, deci ați făcut cum era mai prost posibil. Da. Mamă, câte domenii am aici, zi unu. Singurul lucru cert este că noi ar trebui să formăm o echipă și nu știu dacă o formăm. Deci care? Dacă nu-i prea tare. Prea tare! Prea tare! Hai! În engleză, too strong. Too strong? Yes. Și în slovacă? Iani Pănimaiu. Nu e. Spre disperarea proprietarilor, tot mai mulți câini din Australia, A. Dărâmă televizoare cu rezoluție 4K, B. Ling broaște care secretă un mucus halucinogen, ok, și C. Sunt atrași sexual de polițiști din cauza noilor uniforme. Băi, e frumos. Da, e frumos. Da. Dar rămă cât mai... Televizoare cu rezoluție 4K. Astea care sunt doar HD sau Ultra HD, nu prea ai de la treabă cu alea. Alea sunt ieftine. Astea 4K sunt scumpe. Adevărul că dacă stau să mă gândesc la câinele meu... Și eu am câine. Mamă, vrei să ieșim să ne plimbăm câinii? Dacă... Vă ce faci aici? Da, nu. Câinele meu... Dacă vedea o pereche de pantofi așa mai frumoși, mai scumpi, și o pereche de pantofi mai așa, uzați, care pereche era roasă? Aia purtată. Aia nouă, nu? Aia nouă. Nu-mi spune. Aia scump, da, exact. Mie îmi place cum gândește Andrei. Hai să mergem mai departe să vedem ce zice și de celelalte două variante. Ia să vedem, Andrei. Care la asta am înțeles. Un mucus. Eu știu că în California există aceste broaște și este interzis prin lege să lingi aceste broaște. Tot aici am auzit, nu că știu eu. Tot nu că la ți s-a întâmplat. Nu că am lins o broaște de nebun așa și îți dai seama. Toate erau râioase. Păi au acces rapid la broaște. Cum adică? Păi dacă acolo îți bate kangurul în... Stai-mă puțin cu te-am întrebat pe tine, lasă-mă să termine femeia. Okay. Broaștele frumos pe stradă, bună dimineața cuțu, bună dimineața broască, hai, de ce facem când broasca nu e atentă? Fac, i-a dat o limbă pe spate. Păi vezi că, da, are un mucus. Și broască-ți de sac, era mucus. Și după aceea, câinele... Dar atenție, cine n-ar întoarce capul după o polițistă care e îmbrăcată într-o uniformă care e mulată? Câinele din mine ar întoarce capul. Și câinele din mine, toți câinii din noi ar întoarce. Andreea, nu te mai aia. Animalelor! Ai întoarce capul după un polițist. Animal. Chiar și în mine există un animal. Nu te-ai uitat niciodată după un polițist? Care să fie îmbrăcat într-un nu fel. Nu cred. Că nu te-ai uitat în New York, mergeai în New York și îl vedeai pe ăla, pac, jam, bam, jam, bim. Nu? Nu. Da, bă, da, poate că, uite, câinii... Eu cred asta cu broaștele. Eu cred asta cu 4K. Și ce facem când suntem... Vă bateți? Tu ești invitata, hotărește-te. Da, mă, așa zic și eu, să o lăsăm pe Andrei. Mai întrebăm publicul. Ultima oară când ai întrebat publicul, ce ți s-a întâmplat? Am pierdut, de-aia mă întreb pe mine și știu de cum am mărit mâna mea. Ultima oară când ai, întreabă-mă pe mine. Data viitoare. A luat tauna, tanticu. Te rog, deci eu. Nu mă lovești. Nu eu. Nu cred că ai făcut asta. Nu eu. Dacă nu l-am dau eu de la mine. Hai să vedem care este răspunsul corect. Pentru câini, nu e o plăcere mai mare decât să se joace cu alte animale. În Australia, sunt preferate broaștele de trestie, a căror piele secretă o substanță otrăvitoare cu efect halucinogen, pe care căței o ling pentru a se simți ca niște veritabili hipioți. În ciuda îngrijorării stăpânilor, câinii sunt de părere că nu e panică. E chill, man. Ți-am spus că-mi place varianta. Prea tare! Ei au zis din start că e B-ul. Nu, eu nu mai pot să fiu în echipă cu el. Andreea, nu mă doare. Nu mă. Deci, Andreea, ori îți ceri scuze în genunchi. Dar ți-a plăcut când te-a pupat pe mână. Hai, vin încoace să-mi ceri scuze în genunchi. Ți-a pupat mâna, ți-a plăcut? Da. Hai, Andreea, vin încoace. Andreea. În genunchi.
Hai, hai că mă pun aici sub birou în genunchi, dacă să nu ne vadă nimeni. Nu, nu sub birou, nu se vadă toată lumea. Se vadă toată lumea. Imaginează după aia oamenii. Pune-te în genunchi că trebuie să facă emisiune mai departe. Nu fac eu așa. Dar fii atentă, dacă la final câștigăm, tu ce faci? Ce să mai câștigăm? Unde te cred că trezești? Mare diferență. Tu pune-te în genunchi, cere scuze și ea trebuie să facă cum făceau câinii când erau haluci. Cum făceau câinii? Cum fac câinii? Gata, mă, s-a rezolvat frumos. Gata, Andreea, s-a rezolvat. Da, da, vezi, nu o face atât de bine la cererea publicului. Când o face pentru că ea simte acest lucru, e mult mai frumos. Hei, titanilor, câștigătorilor, inteligenților, frumoșilor, pe ce mergeți? Eroine! Mamă, și asta e foarte frumoasă. Băi, atenție! Că aici s-ar putea să vă prindă bine vouă, că asta știe cu istoria. Așa să fie. Atenție! Zamfira și Velica au intrat în istoria românilor ca vițicile care au salvat cetatea Sucevei, alertând ostașii în timpul unui atac nocturn. Așa. B. Fiice ale unui dregător muntean, amanta lui Mihai Viteazul. Sau C. Primele modele de aspirator produse în România. Bă, e grea. E grea, credeți-vă. Pentru că dacă n-ai dat niciodată cu aspiratorul... S-a trebuit eroină. Da, m-am gândit la Wonder Woman, la alte chestii. Ce este la ce s-a gândit el? Nu. I-aș da o el avea în față pe Andreea, știi, și a zis eroine. I-aș da cu ceu de data asta. Păi tu în bucătărie dai cu Zanfira. Eu știam de cum să zic eu, de mașinile de spălat Albatros. Da. O văd pe asta, știi? Cu o femeie care este între vârste, la Galați, da? Care se ridică din pași și zice, înainte eram foarte tristă cu vechile aspiratoare. Acum, cu noile aspiratoare, Zamfira și Velica, da. Casa mea e curată, masurată mătușe. Vițicile care au salvat cetatea Sucevei alertând ostașii în timpul unui atac nocturn. Nu! Ba da! Noi, mugeau. Stăteau și aia. S-au ridicat în două picioare. Ăsta a fost. Deci când au văzut vițicile. S-au ridicat în două picioare. Băi, da, o duceți în desen animat, așa, ia, să vedem. Stai mă puțin, ei veneau, da? Și la un moment dat, două vițici, da? S-au ridicat în două picioare. Cu picioarele din față. Opriți-vă. Cu copitele. Semn clar că ar trebui să ne oprim, frate. Adică, clar e ceva neregulă. I-a stropit cu laptele. Da, cu ce făceau? Cu picioarele din față, a zis-o. A. Deci, el stătea dormea. Pe gata, uger. Știu. Gata, știu. Ăsta dormea. Da. Străjerul. Străjerul, da. Și la un moment dat... A venit un aici, pe umăr. Colega? Nu... Bă, ce se întâmplă? Vițici, atent, nici măcar vacă. Iată cât de simplu e. Nu i-a transmis, nu i-a zis, alo băiatul, vezi că ne atacă oamenii ăștia? Nu, doar atât, l-a trezit. Să văd dacă te prind. Ce să vezi? Oaste. Da. Înțelegi? Dușmanul la poartă. Deci, băi, ele au simțit, mă. Sau le-a văzut vaca. Da. Și când i-a văzut pe ăștia, de frică, a fătat. Dacă mă întreb pe mine la tot ce a spus Pavel, eu aș apăsa au acum și n-aș mai sta. Păi da, nu apăsa au, mă. A apăsat au, mă. Lasă-l mă și pe el, ce este invitatul tău. A apăsat? Da, Pavel, tu nu trebuie să ai încredere în mine, că eu nu știu ce zic. Nu contează. La fiicele unui dregător, serios, Mihai Viteazul a fost... A fost banul Craiovei. El avea mult prea multe pe cap, trebuia să unească Transilvania cu Moldova. N-avea timp de așa ceva. N-avea. Hai să vedem care era răspunsul corect. Poate era treaba asta cu B-ul. Relațiile extraconjugale sunt complicate, mai ales dacă ai mai multe amante pe care trebuie să le ascunzi unele de altele. Sau poți să aplici tactica lui Mihai Viteazul și ți-ai drept amante două surori, pentru că surorile sunt obișnuite să împartă. Iar dacă asupra Zanfirei plutesc doar suspiciuni, Velica era amanta oficială a marelui voievod. Nu numai că l-ajuta ca translator la curtea de la Alba Iulia, dar îl și consilia în chestiuni politice. Pentru că în spatele fiecărui bărbat puternic pot sta două surori dedicate. Zanfira și Velica, bă! Da! Cum, mă? Eu am crezut! Acum să nu vă supăi dacă să știi că e legal. Și aș fi luat același lucru. Tu ai fi mers pe aspirator, sunt sigur. N-aș fi mers pe aspirator. Ba, pe ce ai fi mers? Cred că ai fi luat și tu. Că e frumoasă. Aș fi mers pe B. Da. Acum, dacă nu mi-ai dat ocazia, n-am putut să mă desfășor. Uite, data viitoare eu aleg ăla și... Glumesc, e pe bune. Tu alegi mau. Da. Nu, e ok. Bravo, mă, deja acolo se leagă niște lucruri. Păi și la noi s-au legat, ne-am pus în genul, ne-am pupat mâinile. Suntem o echipă, asta e. Ziceți, ce alegeți? Andreea a decis. Întrebarea surpriză. Întrebarea surpriză, domeniul surpriză. Gata, asta e a ta. Deci nu mă bag. Bun. Potrivit doctorului american Travis Stock, cea mai bună metodă de a alege nuanța potrivită de ruj nude este... Opa, păi le-ai dat mură în gură. Păi da, asta mă gândesc. Nu ne-ai dat, că am ales noi. A. Să o potrivești cu nuanța sfârcurilor.
Deja a răspuns. B. Stai. Să o asortezi cu poșeta sau pantofii sau C, să încerci să-ți acopere o vânătaie. Ok. Andreea, te rog. Opa! Andreea, ai legătura. Andreea, tu știi, dar deci, tu știi ce e la ruj nude. Nu știu ce înseamnă ruj nude. Asta, nu știu ce înseamnă. De culoarea pielei, așa. A, nude. Eu, dacă aș fi fost femeie, stai seama. Care? Au, femeia. Au, direct. Păi ce, te duci în magazin și te dezbrăca? Trebuie să te duci să-ți cumperi un magazin. Da, păi în, da, dar tu deja nu, știi culoarea. Nu, dar e cabină de probă. Păi nu ai, știi întotdeauna culoarea. Ai cabină de probă. A, în funcție de anotimp, dacă e exact. Frig, capătă altă dacă culoare. Și dacă ești bronzată și da, dacă da, știi. Da, am înțeles. Deci, ce faci? Mă duc bună ziua, mă duc la magazinul de rujuri, așa, după care... Intri în cabină. Nu, dar nu trebuie pe amândoi. Andreea, este o cabină? Da, dai și un pic pe lângă ca să... Păi da, da, păi e da. Ok, aceeași nu păi, are. Păi nu, pleci de aici. Da, da, da. Știi? Ca să nu se piardă. Nu, asta cred că e aberantă, nu? Hai mă să vedem beura, zine și de poșetă și pantofi. Să asortez cu poșeta sau pantofii. Gabar n-am, deci... Nu. Nici asta cu poșeta și cu pantofi. Andreea? Așa, și să încerci să-ți acoperi o vânătaie. Hai să luăm și noi 500 de lei. Nu știu dacă am vreo vânătaie. Păi numai, care crezi tu că e mai bine? Așa. Dar mă întreb, eu aș lua AU. Așa mi se pare mie că e și dementă și doctorul ăsta nu știu cine e. Tu dai seama doctorul ăla câte sfârcuri a studiat? Suntem de acord? Am crezut de acord? Da, hai. Așa, mergem pe sfârcuri. Ați ales sau ați mers pe sfârcuri? Să vedem pe ce merge răspunsul corect. Dintotdeauna medicina a căutat să ofere răspuns întrebărilor existențiale ale omenirii. Cum funcționează creierul, de ce ne îndrăgostim sau care este cea mai sigură metodă de a identifica nuanța potrivită de ruj nude? Ei bine, răspunsul la această ultimă întrebare arzătoare este dat chiar de doctorul Travis Torg, care ne spune că nuanța rujului nude trebuie potrivită cu nuanța sfârcurilor. Să ne luăm câteva secunde pentru a aplauda acest erou, fără de care milioane de femei ar umbla cu o nemulțumire constantă întipărită pe chip, provocată de o diferență de nuanță de unul sau chiar două tone. Am egalat. Ați auzit gluma după voiceover de final? N-am auzit pentru că a aplaudat lumea. Nici aude. Era mișto textul. Să mergem mai departe. Și ziceți voi, un domeniu. Te rog. Pot să aleg eu? De data asta așa? Vreau un strop de tărie. Un strop de tărie. Este asta cu sfârcurile, doar un strop de tărie. Altceva nu mergea. Pe bune. Hai, să vină Pălinca la mine. Atenție. Tu te ocupi de slană. Când întâlnesc o furnică beată, celelalte furnici îi introduc o antenă pe gât pentru a ajuta să vomite. Sau o târăsc în cea mai apropiată sursă de apă ca să o trezească. Cât de umani. Sau ce, o duc într-un loc liniștit ca să se culce. Haide-mă, băi. Tu te dai seama că una e pe bune? Una e pe bune. Hai să începem cu ceu. O duc într-un loc liniștit să se culce. E o logică aici. De ce? Pentru că ele, dacă știți, furnicile, se duc așa, au o chestie ordonată. Da. Și da. Aia beată, știți, că se duce la lucru. Și o vezi pe aia că deviază. Bă, ce dracu se duc toate furnicile după aia? Da. Ia, mă, asta trebuie să o luăm, să o ducem într-un loc liniștit. Liniștit. Și cum ești proverbul, dacă două furnici îți spun că ți-e somn... Exact, ăsta e principiu. Te duci la bucătărie. Ok, mai departe. Probabil că și la furnici beția deshidratează. Da. Și atunci bea multă apă să te hidratezi. Ca să după aia să poți să ai energie să duci să muncești. Da, și dacă n-au apă... O duc la prună. Băi, la prună. Eu nu m-aș duce clar pe prima variantă de răspuns. Mi se pare că dacă unei furnici este rău, îi bagi o antenă pe gât și în următoarele minute ai băgat-o înapoi la muncă. Furnicile au antene. Au. Cum să n-aibă? Nu știu dacă le bag, nu știu dacă asta e scopul. Antenele sunt pentru altceva. Senzori, nu știu dacă folosesc antena ca să-i bagi. De-aia aduc furnică repede, să-i bag antena pe gât. Păi ce să-i bage, mă? Să-i bage picioarele, că au mai multe picioare. Mai bine era cu piciorul, de-aia zic. Nu poți să-i bagi picioarele pe gât la orice furnică. Hai să vedem, ce hotărâți? Alegeți o variantă. Da, așa mă tentează asta cu antena pe gât. Adică, gata, rezolvat, te rog. Iată. Asta a fost. Ați luat aul. Dar acum aflăm adevărul adevărat. Și acum haideți să ascultăm voiceover-ul până la capăt. Înțelepciunea românească ne spune că prietenul la nevoie se cunoaște. Una din aceste nevoi fiind desigur să te sprijine la propriu atunci când ai băut un pahar sau două în plus. Și pentru că să bei singur este cu siguranță plictisitor, Sir John Lubbock, un biolog englez din secolul al XIX-lea, a luat un grup de 50 de furnici, dintre care a introdus jumătate într-un pahar cu whisky. Apoi l-a reunit cu prietenele lor treze, care s-au mobilizat imediat și le-au dus la loc sigur ca să doarmă. Din păcate, nu vom ști niciodată cam cât de greu se simte capul unei furnici magmure. Deci era ceu, mă.
Ce, mă? Și începuse frumos povestea. Te ia, te duce, da, da, te culci. A zis Costi. Stau o plântuță acolo. Nicio problemă, dar să știi că pierdem din cauza. Bă, da, momentan e egalitate. Da. E aproape egalitate. 500 la 500. Hai să vedem, Natanticu, unde mergeți mai departe din domeniile astea? Aia nu. Hai să vedem. Dacă ați ales ce trebuie. Conform unei legi din statul american Pennsylvania, femeile casnice care ascund praful sub covor pot ajunge la închisoare. Corect. B. Este ilegal să deții greieri ca animale de companie. Mi se pare corect. Și C. Este interzis să faci grătar fără să inviți cel puțin doi vecini. Băi, lasă-mă. Aș mai fi pus moldoveni. La da, da. Plecați din Vaslui la muncă în America. Nu mă, că ați venit cu băutură, că nu vine aia așa. Bun. Bă, dar ce bărbați erau aia, mă, dar au zis, bă, dăm lege să închidem femeia că a băgat gunoiul sub... Băi, da, mă, că asta înseamnă că nu e o femeie corectă și că trișează. Că dacă a băgat praful sub ăsta, sigur te înșeală. Păi da. De că dacă minte cu asta, poți să mintă cu absolut orice. Bravo, bravo. Ea când s-a căsătorit cu tine a promis, ți-a jurat credință, ți-a jurat... Că o să scoată praful de sub covor. Păi da, dar tu, și tu ca bărbat ai promis că o să fii la bine și la greu alături de ea. Și dacă a pus praful sub covor, înseamnă că a fost greu, da, nu închizi. Păi pușcărie, nene. Păi stai, mă, parcă le văd pe aia, tu crimă, tu Jafar, mă, tu... Stai, mă, Bobo. Am băgat niște praf sub covor și mi-au dat 15 ani. Dar stai, mă, în România noi dăm legile, că în funcție de... O fi fost unul care a hotărât, supărat pe nevastă sa, că tot băga praful sus și a zis, băi, eu vezi că am puterea asta. Eu nu cred că a pornit așa. Nu? Dar cum? Nu știa cum să scape de ea. Ia. Exact, nu știa cum să scape pentru de ea. Pentru că nu putea să divorțeze. Exact. Era foarte complicat să divorțeze și a zis, cum să fac eu să... Bravo. Da, o lege... nici măcar n-a băgat ea praful, l-a băgat tot el. Exact, tot el a băgat praful. Bă, eu cred că și asta e, că e ilegal să ții greierea care cântă frumos. Dar cât de singur să fii, să vrei un greier animal de companie? Că nici nu poți să-și joci cu el, adică e atât. Nu mă, dar cântă frumos noaptea. Păi cum cântă? Cineva a vrut un greier și îi îngrădești libertatea. Da. Ai văzut greierele, trebuie să... Da. Cum mai bea furnica aia dacă n-are greierele să-i cânte? Da, eu zic că asta nu e o problemă, că îi îngrădești libertatea greierului. Ce vorbești? Păi acum. Păi te gândești la drepturile greierilor. Păi da, bineînțeles. Da. Normal, normal. El să-l vrea și eu să sară dintr-o parte sară, în alta și trebuie într-o cutiuță. Bravo, mă. Place de... Apasă-mă, beu. Stai, mă, puțin, mai vezi și ce. Măi, Bobo, nu ne mai înfiezi. Eu am senzația că vrei să ne induci pe niște piste greșite. Nu e adevărat, mie mi se pare că gândești la fel ca mine. Nici eu nu l-aș ține acolo în lesă. Îți dai seama să pui lesa aia. Într-o cutiuță așa mică. Păi nu e același lucru valabil și pentru pești? No. Peștii n-au creier, mă. Greierele are... Păi de aici ce greier, care creier? Dacă în Pennsylvania e mare foamea și n-ai voie să faci grătar fără să mai chemi încă doi amărâți... Bă, știi de ce cred eu? Pentru că, în general, când faci grătar, deranjezi, știi? Mai ales pe vecini, faci gălăgie, așa, da, faci okay, nu știu ce. Și zici, bă, că dacă ești acolo... Nu te mai deranjează. Dacă tu ești acasă, îți vine mirosul de mici. Plus că de... se acum, consideră dacă... că e aniversare dacă trăi. Bobo, poate vrei și tu un grătar, mă. Și, na, poate vrei să mănânci un grătar. Nu vrei singur, să mă, Costi. Dar nu sigur ești cu soția și zici, bă, aș mânca cu un grătar. Cu soția, mă, Costi. Ce... Băi, uite, e vecinul, fiate, e vecinul care vrea să facă un grătar. Trebuie să mă duc la grătar la el, că doar nu vrei să-l închidă. Tă, voi tot timpul o gândiți invers acum. Ăsta care a dat legea, că nu putea să plece de acasă, iar. Da. Bah, iar zic între a și ce și m-aș duce pe ce. Hai să mergem pe una dintre ele. Ziceți, pe ce mergem? Haide, apasă ce vrei, hai. Gata, te-am lăsat. Ia. Haide asta. Ce a făcut B? A luat B-ul, băi, nene. Eu cred că e B-ul. E B-ul. Hai să vedem. Știți dacă este voi? B-ul sau nu. Toate legile care azi ni se par ciudate au la bază un precedent istoric. Se presupune că la un moment dat cetățenii au zis, așa nu se mai poate, trebuie să se dea o lege. Oare cât de gravă ajunsese situația în Pennsylvania dacă autoritățile au simțit nevoia să trimite după gratii femeile care ascund praful sub covor? Nu știm dacă în elaborarea legii autoritățile au cerut și părerea gospodinelor sau doar au ascuns gunoiul sub preș. Nu e nicio problemă, n-are nicio problemă. Da. M-ai înșelat, tu nu ești cine credeam că asta ești. E. Adică câtă mizerie să fie în casa aia, câtă mizerie să fie, nu, să mai, faci astfel de lege. E lege dată de mult. Băi, dar acum pe bune tu ai fi ales praful. Dar bineînțeles, bă, închis, bă, să facă pușcărie. Mă, nu știu dacă... Bă, bă. Nu știu să dea cu mătura. La pușcărie, băi, nene. Ia, unde hai mergem? Mă, Babele, sună așa bine. Babel și Cozi. Nu, nu, nu. De ce? De ce, mă, că Babele e ceva de la... S-a prins? Bine, da. S-a prins de Babel. Da, s-a prins. S-a prins. Atenție. Wow. Apariția de da, 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 e foarte interesantă. Da.
Apariția datei de expirare pe ambalajele de lapte se datorează lui Al Capone, Che Guevara sau Charlie Chaplin? Capone, hai să nu mai stăm la asta, luați un răspuns și vă zic. Capone, Al Capone, all day. Deci, Al Capone, all da, day. Care era în perioada prohibiției clar, cel mai făcea tare, combinații că, cu... Da, așa. Că bă, nu merge cu whisky, îi strica laptele. Nu, mă, nu. Mai, pe bune, nu adică, cred că ai zis asta. Cum mă, nu merge cu whisky? Cu whisky, îi strica laptele. Si? Pe ce legătură? Al Capone poate bea cu lapte. Da. Atunci, atunci, bine, atunci băi, Al Capone doar atâta făcea. Și în momentul ăla a sunat pe Mihai Viteazu și a zis, vreau lapte numai de la să... Velica și de la... Nu, și trebuie să pun o dată de, cum să zic eu, de expirare. De expirare, da. Che Guevara, mi se pare un pic prea... Asta, da, bă, nici n-aș mai merge mai departe, atât de logic îmi sună ce a zis Pavel. Asta cu whisky și cu lapte? Da, cum bea Capone, că mi-aduc aminte de filmele aia când zicea whisky and milk. Da, și a arătat, știi? Da, eu da. Mai degrabă aș merge pe Charlie Chaplin. Dacă de știți ce? Filmul Timpuri Noi. Da, da, da. L-am timp. Văzut. El bea acolo lapte. Nu, da, dar în care el e un roboțel, adică efectiv a transformat da, da, într-un da, roboțel cum? În care face, pune piele, nu știu ce. Da, și nu mai știe ce face. El bea mult lapte în filmele lui. La Che Guevara văd, am doar varianta asta. Și au asta venit, au primit lapte, știi? Da. Pentru trupe. Așa. Și la un moment dat... Ea... Ei trebuia să pornească misiune, toată lumea la toaletă, înțelegi? Și a zis, băi, bă, trebuie să facem ceva cu laptele ăsta, mă. Băi, mie îmi trimiteți când expire calpele, uite și tu ce ați făcut aici. Dar atenție, să nu uităm că totuși în 1848, criha de lehe, cum îi ziceau, da. A s-a întâmplat în Columbia. Dar mi-a plăcut cum ai zis, criha de lehe. Da, da. Ca să pară da, că știi criha zic. De whisky, criha de bălică, au fost aici. E foarte complicat să vă dați seama. Când am zis, a zis, criha de lehe. Că lece italianul. Da. Criha de lehe. Ce ziceți? Hai. Bă, gata mă. Hai. Charlie Chaplin. Să e vedem posibil. Dacă ăsta e răspunsul corect. Charlie Chaplin, ziceți voi. E posibil. Oricât de gangster ai fi, dacă ai o rudă care tocmai s-a îmbolnăvit pentru că a băut lapte expirat, sufli și în iaurt. Tocmai de aceea, temutul gangster american Al Capone nu a stat deloc pe gânduri și a făcut presiune asupra autorităților pentru ca data de expirare a laptelui să fie trecută pe cutii și pe sticle. E drept că el deținea toate facilitățile de ștanțare și că imediat ce măsura a intrat în vigoare, a devenit cel mai mare producător de lapte din Chicago. Dar până la urmă, ori sunt de mafioți, ori nu mai sunt. Deci cumva era o amestecată. Logica mea. Deci era o amestecată. Da. Era Che Guevara cu Al Capone. Noi am pus criza de lapte de la Che Guevara, dar trebuia să o fi pus la Al Capone. Mai da. Știi, da. Dacă am fi pus invers. Invers. Dar a început el cu whisky și... Da, așa. Nu mai zic tu ce. Tatanticu și Andreea. 2 în 1. Hai. 2 în 1. Iată întrebarea. La zborul inaugural... Prototipul primului automobil zburător s-a prăbușit pentru că pilotul A. a uitat să pună combustibil, B. a încercat să urineze în timp ce pilota și C. a confundat butonul radioului cu cel de catapultare, măi nene. Păi nu e bine. Eu de zic ce? Așa, n-ai cum să uiți să pui combustibil, mai ales că este zbor inaugural. Adică... Dacă uitai tu, nu uita cum echipa. Cum ai ajuns tu cu mașina până acolo? Ai uitat să completezi. Să completezi, da. Păi, da, mă. Dar oricum era ceva extrem de important, adică n-avea cum Andreea să uite. Andreea, era cum... prototip. Cât combustibil să pui, că nimeni nu s-a așteptat să traverseze Atlanticul cu el. Ai zis, bă, are, are nu, ceva nu, acolo nu. Că stă în nu, poate aveau și ei acolo un prototip. Dorel, care a zis că doar nu ăla care pilota se ocupă de... Băi, exact. Dar să verifici. Băi... Plus că e un eveniment foarte important. Hai să vedem acum Beu. Beu. A încercat să urineze în timp ce pilota. Păi normal, pentru că era atât de emoționat. Clar că era... Încât a făcut pe el. Avea emoții. Avea emoții, clar. Exact, nu, hai să facem pozele, mea. Hai că mă uit. A, mă și a zis, decât să fac treaba mare, mai bine fac treaba mică. Dar varianta ce? Că a apăsat butonul greșit. Din greșeală. Asta mi se pare cel mai frumos. Deci era, da, mă, stai să cum era el. Mi-aș fi plăcut să mai fie cu cineva, știi, să fie... Auzi, da. Ce vrei? Vrei să spun o muzică? Romantic sau rock? Da, da, da. Lasă-mă să vezi ce știe. Mi-am pus subwoofer, rup. Ce luați? Bă, eu aș lua au. Mi se pare stupidă să uiți să pui combustibil și ăsta ar fi un motiv real. Poate fi. Păi și n-ai făcut o analiză la început? Adică să faci un calcul, băi, la nu? Emoțiile alea, tu uite, ești concentrat femeile, dacă... Cum te fac, alegeți, alegeți, alegeți. Când la emoțiile alea, tu ești concentrat ești să sigur? Conduci. Ia, ia. Vrei să alegi Andrei, tu? Ești sigur? Nu ești sigur? Eu nu prea. Îți dai seama, n-am fost la niciuna sigur. Atlanticu? Amândoi și m-a lăsat pe mine. A, m-a apăsat.
Hai să vedem care este răspunsul corect. Deci care voi ziceți că a uitat să pună benzină. Așa credem noi. În 1947, inventatorul american Ted Hall își vedea visul cu ochii. Pentru prima dată în istorie, cineva construise un automobil zburător. Speranțele de obținere a unei finanțări s-au prăbușit odată cu prototipul. Boteza provizoriu Convair Model 118. Din fericire, aterizarea forțată care a distrus mașina avion nu a făcut și victime omenești. Din păcate, a fost gafa pilotului de încercare, care a uitat să alimenteze rezervorul motorului de avion. Explicația a fost că a verificat rezervorul mașinii și era plin. Cam asta riști când ai două rezervoare. Nu e, e bine. Suntem bine. Sunt mai relaxat pentru că la întrebarea finală avem șansa să plecăm de pe același picior. Bravo vouă că ați insistat cu a. Bravo, Andreea. Mulțumim. Și eu, bă, și eu v-am ajutat. Mai... Și tu, v-ați de asemenea, dar pe tine în spate te felicit. Da, dar dar în, schimb, în schimb, pentru voi doi, am o întrebare foarte ușoară la domeniul care a mai rămas. Ia. Ascult, fetița, ia vină cu acel. Iată ce facem în seara asta. Da. Vezi casa aia de acolo, unde sunt oamenii liniștiți? Da. O punem la pământ. Stai-mă puțin. Alea bătrânele învață pe alea tinere, deci cumva... Ați răspuns? Bun. V-ați lăsat un leu așa de... Da. Să știi că câteodată cu un leu poți câștiga multe. Am o întrebare foarte ușoară la domeniul care a mai rămas. Ia. Babele. Cetățenii neozelandezi solicită expulzarea exemplarelor bătrâne din specie de papagal Kia pentru că reproduc înjurături oribile, auzite la marinarii din port, atacă oamenii care vor să-și facă selfie-uri, ce învață păsările tinere să distrugă așezările umane. Băi, dar cum sunt adicțiți? Păsările tine, băi, nu văd, măi, eu am trecut, eu am distrus vreo două case acum. Da. Te văd mai tânăr. Mai tânăr și... Știi, ai putea să distrugi vreo trei, tu ai potențial. Când pleca puiul din cuib, asta e cea măsa. Vezi, cu penele alea să nu faci vreo... Da. De ce? Pentru că nu zice învață specia papagalițele mai tinere, păsările tinere. A, în general. Deci el lucrează pe toate planurile. Da. La prosteală, le prostește. Mă, ce ești nebună la cap? Nu mă, hai bă, că am 80 de ani, nu mai... Băi, oamenii sunt nebunoși. Acum, de la ce trecem la A. Băi, reproduc asta, înjurături oribile auzite de la marinarii din port. Bun, ok, am înțeles, asta e înjură. Hai să le ducem undeva. Unde le duc ei? La alții, mă, mai nenorociți. La alții care abia așteaptă să audă o bază. Nu, mă, îi pedepsesc pe alții. Da. Deci eu aș merge între B și C. Atacă oamenii care vor să-și facă selfie. Exact. Eu când am citit asta am avut pulsul, mi-a arătat ceasul 90. Da? Nu știu dacă are legătură. Nu, pulsul se verifică la ultima întrebare. Deci era cel mai mare puls când am citit varianta asta. Atacă oamenii care... Nu, mie mi-arată că de când a început emisiunea am făcut 2800 de pași. Păi nu mai stând. Nu mai stând. Da, păi dacă mai umblai așa. Păi nu că eu, atâta așa, atunci o trece la mișcare. Pe asta o văd. Da. Cu selfie-uri. Cu ce? Cu selfie-uri? Am tot văzut asta, comportamentul ăsta. Măi, învață păsările tinere. Nu cred, îți place asta cu... Ascult, fetița, ia vină cu acel. Da, mă, că poate să fie. Iată-te ce facem băiat în seara asta. Da. Vezi casa aia de acolo, unde sunt oamenii liniștiți? Da. O punem la pământ. Stai-mă puțin. Trebuie să alegeți o variantă. Așa? Ce alegeți? Nu, ceu. Bine, mă, apasă ceu. Gata, apasă ceu la odată. Păi dacă alea bătrânele învață pe alea tinere, deci cumva din enul nostru. Ia să vedem, care e răspunsul corect? Eu zic că ceu e. Când ești papagal, lumea se așteaptă să ai un penaș colorat și să știi să vorbești. Ei bine, tocmai împotriva acestor prejudecăți, luptă rebelii papagali Kia, care au trecut la vandalizarea unor așezări umane. Țintele lor preferate sunt cablurile, antenele și coșurile de gunoi. Mai mult decât atât, se pare că păsările bătrâne le învață pe cele tinere cum să procedeze spre disperarea și uimirea cetățenilor, care până la urmă au propus exilarea lor. Până la adoptarea unei măsuri, revolta continuă. În momentul ăsta avem egalitate perfectă. Eu la început și la sfârșit. Aveți câte 1000 de lei în cont ambele echipe, da, și am ajuns la întrebarea finală, unde puteți să pariați ce sumă vreți din suma asta. Domeniul este tactică. Scrieți suma pe care o pariați pe tablete acum. Costina, Tanticu, cine o să câștige 500 de lei, cine o să câștige nimic. Adică, gata. Ce puțin avem o șansă. Aveam mai multe șanse, dacă nu creșteam niciunul, rămâneam noi și câștigam. Ați pariat, Natanticu? Da. Costi? Da.
Atenție! Urmează să pun întrebarea. După care aveți 20 de secunde de răspuns. Da. Hai, întrebarea este următoarea. Ca să-și deruteze atacatorii ursul marsupilian australian, marsupial australian, A. Sare în spatele atacatorului ca să iasă din câmpul vizual al acestuia. B. Intră în vizuină și o blochează cu fundul. Și C. Urcă în cel mai apropiat copac și urinează pe atacator. 20 de secunde. Mișto. Deci și pe un fare... Da, eu ce ajung. Asta cu sare nu e... Ursul marsupial australian. Ia uite-te acolo. Și poze de făcut. Voi ați răspuns, gata? Da. Așa, repede. Ați răspuns? Bun. A expirat timpul. Mai aveam o secundă. A expirat timpul. Hai să vedem ce am pariat. Sunt tare curios cât ați pariat. Bun. Acum a puls să nu. Hai să vedem cât a pariat echipa lui Neatanticu. Care este suma pariată? Tot bănit. Ori la barul la spital. A fost aici. Și aici cât a pariat Costi? Hai să vedem. Oh! 99. Ați lăsat un leu așa de... Da. Să știi câteodată cu un leu poți câștiga multe. Răspunsul vostru a fost ce variantă? Dacă ai răspuns... Ia să vedem. Ce-i varianta voastră este răspuns, ce? Da. Deci nu sunt aceleași. Varianta lui Costi este... Beul. Răspuns corect este că ca să deruteze atacatorii, ursul marsupial australian intră în vizuină și o blochează cu fundul. Echipa lui Costi câștigă 1999 de lei. Echipa lui Neatanticu rămâne cu o idilă de oră aici. Mulțumim Andrei Raicu, mulțumim lui Pavel Bartoș. Vă mulțumim vouă că v-ați uitat și a jucat cu noi aici la Pe Bune. Fiecare dintre voi aveți 47,5 lei. Oh, ce mai mare, nu pleacă care voștri pe zero. Vă mulțumim mult că v-ați uitat la Pe Bune. Ne vedem la o nouă emisiune cu întrebări la fel de trăznite, răspunsuri la fel de elaborate. Mulțumim lui Pavel, mulțumim Andreea, v-am pupat, seară frumoasă! Stați un pic, astea da. Sunt întrebări de cultură generală. Ce cu tine? În mare parte. Tu crezi dacă erau... Nu, stai, lasă-i. Dacă erau întrebări de cultură generală, eu nu eram aici, crede-mă. Ah, ok. Explică-mi și mie ce e asta, oxitocina. Băi, este un hormon. Nu vă mai băgați, băi. Stai. El dă bacul la bio, vă zice ce e oxitocina. Cercetătorii japonezi au demonstrat că atunci când un om și câinele său se privesc ochi în ochi... Deci, aveam câinele, mă uitam în ochii lui, da? Vară, cald, băusem o bere, câinele lângă mine, mă uit în ochii lui. Frate, eu dacă aș sta pe submarin, nu aș putea să iau 120 de kilograme de reviste de ochiate, doamne ferici. În niciun caz, da. Măi, Alina, tu ai zis că m-ajut. Ce te-ai gândit? Ea s-a gândit la fundurile goale din revistele astea de ochiate, mă. Asta stă ție mintea. Fii atent, asta cu recunosc cu ochii închiși ciorapii partenerului. Băi, asta mi se pare foarte șmec. Deci după miros, deci practic. Dacă e asta... Băi, știi cum e cu femeia rea așa să le simți? Ăsta ar fi să simtă de la ciorapi. Păi da.